Domnule președinte, se rupe USL? Președintele PNL Crin Antonescu insistă că premierul trebuie să aleagă între Dan Voiculescu și Klaus Iohannis. Cred că e o abordare incorrectă a președintelui Crin Antonescu. Eu sper, ca să vă răspund direct la întrebare, să nu se rupă Uniunea Social-Liberală. De altfel, cred că s-a discutat destul de mult, poate prea mult, în aceste zile despre ruperea Uniunii Social-Liberale, despre conflictul care a apărut în cadrul acesteia și cred că oamenii așteaptă să ne întoarcem la ceea ce s-a prezentat la guvern și anume la dezbaterile despre teme economice, cum influențează economia viața fiecărui român. Fiecare român așteaptă astăzi să vadă că acest guvern USL, că Uniunea Social-Liberală se ține de promisiune și că în același timp guvernează pentru cetățean. Am văzut rezultate economice foarte bune, semn că la guvern s-a consolidat o echipă foarte bună. Lucrurile merg foarte bine, fiecare știe ce are de făcut și cred că în această formulă, dacă am avut succes a Uniunii Social-Liberale la guvern, putem să continuăm fără niciun fel de rezervă. Abordările domnule Antonescu, sigur că mă surprind și pe mine, dar de această dată am decis să răspund după nenumărate situații în care am decis să tac și să trec peste anumite atacuri, jigniri pe care domnul Antonescu le-a propagat în spațiul public. Cred că este momentul să spunem adevărul despre ce s-a întâmplat în această perioadă și despre schimbarea, din punctul meu de vedere, neașteptată a domnului Antonescu. Dar atât și nimic mai mult, cred că trebuie să ne oprim cu aceste discuții. Sunteți dispus să renunțați la poziția de vicepremier? Nu cred că mai este o opțiune singulară a mea. Sunt președintele unui partid, un partid care merită această poziție, un partid care are această poziție prin semnătura domnului Ponta, a mea și a domnului Antonescu. Este o decizie a partidului ca atare și a Uniunii Social-Democrate din care facem parte de această dată. Eu vreau să mai aduc în atenție câteva lucruri și anume faptul că am făcut, cred, concesii și de aceea am simțit nevoia să ies în aceste zile să clarific mai multe neadevăruri care s-au spus în spațiu public și două dintre ele erau extrem de importante fără a avea pretenția de a schimba ceva sau de a obține ceva. Una dintre ele se referă la faptul că președinția Senatului, printr-un protocol care nu a fost public până în acest moment, revenea Partidului Conservator, era un lucru clar, fără niciun fel de alte condiții, nu presupunea ca domnul Antonescu să fie la președinția României, acest lucru era stipulat în protocolul ACD și nu în acordul pe care l-am prezentat. De altfel, domnul Antonescu a recunoscut acest lucru, dar sigur a schimbat puțin sensul. Am vrut să clarific aceste lucruri pentru că opinia publică trebuie să cunoască. Partidul Conservator a făcut toate concesiile și a întreprins toate demersurile pentru ca domnul Antonescu să aibă toată forța de a candida și de a deveni viitorul președinte al României. Al doilea neadevăr pe care am simțit nevoia să-l lămuresc în aceste zile se referă la acest post de viceprim-ministru. În primul rând, este un post pe care, ca și propunere, a venit din partea domnului prim-ministru, pentru că își dorește un guvern funcțional, un guvern care să nu aibă niciun fel de sincope din punct de vedere politic. Dincolo de această dorință a primului ministru, pe care au înțeles-o sigur cu toții și dorința domniei sale, este de fapt intenția domniei sale și dânsul te poate să implementeze un astfel de lucru, dincolo de acest aspect funcțional, este vorba și de o negociere politică ce a avut loc atunci când s-a constituit Alianța de Centru-Dreapta, încă din anul 2011, atunci când s-a stipulat foarte clar în protocolul de funcționare că în cazul în care sunt mai multe funcții de viceprim-ministru, una trebuie să revină PNL și alta trebuie să revină Partidului Conservator. Sigur că ulterior protocolul Uniunii Social-Liberale spune că ar trebui să fie doar o singură funcție de viceprim-ministru. De altfel, când s-a format guvernul Ponta 1 și a existat o singură funcție de viceprim-ministru, nimeni nu a solicitat, era un lucru normal, a creat de toată lumea. În momentul în care, în decembrie 2012, s-a format cel de-al doilea guvern, în acel moment toate partidele trebuiau să aibă câte o funcție de viceprim-ministru. Algoritmul politic spunea că Partidul Conservator trebuie să aibă două funcții de ministru, dincolo de algoritm, așa cum e stipulat în protocol, trebuia să fie și o funcție de viceprim-ministru. Am ieșit atunci și nu am marșat pe acest lucru pentru că ne-am dorit, o altă concesie aș spune pe care am făcut-o, ne-am dorit ca USL-ul să meargă mai departe. Am făcut toate aceste lucruri pentru ca românii să simtă cu adevărat că programul nostru de guvernare, programul Uniunii Social-Liberale, indiferent câte funcții are fiecare partid, se poate implementa în această formulă. Dar era
extrem de important de lămurit opinia publică că nu este o bătălie, că nu e o solicitare care nu îi se cuvine Partidului Conservator, ci un lucru pe care domnul Antonescu l-a refuzat în 2012, deși s-a angajat la el în 2011 și iată că refuze și de această dată. Repet, nu am pretenția să redeschid și nu sunt omul care să mă târguiesc pe funcții politice. Nu mă interesează acest lucru, mă interesează să-mi desfășor activitatea la Ministerul Agriculturii, acolo unde cred eu că lucrurile funcționează bine. Și cred că asta interesează 7 milioane de oameni care locuiesc în mediul rural astăzi și care încep să simtă că lucrurile intră normal. 96% din fondurile, din plățile directe, iată că sunt astăzi în la jumătatea lunii februarie, în conturile fermierilor. 67% din fonduri europene pe PNDR sunt atrase. Reabilitarea sistemului de irigație este astăzi un lucru care poate deveni realitate pentru că sunt fonduri europene alocate pentru toată infrastructura secundară. Găsim și pentru cea principală. Deci sunt lucruri care mă preocupă zi de zi și nu am intrat în niciun fel de polemică pentru funcții timp de 2 ani de zile. Dar e momentul ca la un moment dat să spunem stop jinirilor domnului Antonescu și să spunem cu adevărat cum stau lucrurile. Șeful de campanie al Partidului Conservator, Codrin Scutaru, preciza zilele trecute că partidul pe care îl conduceți s-a abținut să răspundă până acum jignirilor repetate pe care Crin Antonescu vi le-a adresat dumneavoastră și lui Dan Voiculescu, începând chiar de anul trecut. Care a fost motivul acestei rețineri? Bun, e motivul pe care l-am spus și mai devreme. Am vrut ca lucrurile să funcționeze și ca această formațiune, Uniunea Social Liberală, să funcționeze. Alianța de centru-dreapta n-a funcționat și eu spun deschis, nu din cauza Partidului Conservator. N-a funcționat din cauza... e mai puțin important și nu vreau să arăt cu degetul acum. Am trecut de fiecare dată peste toate aceste lucruri, n-am venit să batem cu punctul în pumnul în masă pentru acel 10% stipulat și angajat de domnul Antonescu niciodată, chiar dacă el nu s-a împlinit niciodată și trebuie să spunem lucrul acesta, nici acum nu vrem aceste lucruri, vrem doar să fim respectați. Iar lucrul acesta, din păcate, văd că nu se mai întâmplă. Jignirile nu au fost numai la adresa mea sau a președintelui fondator. Au fost și la adresa domnului Ponta, dacă vă amintiți. Iar o astfel de atitudine, cred eu că nu este bine să fie tolerată la maxim, pentru că ne amintim de președintele țării împotriva căruia, nu neapărat împotriva președintelui țării, ci împotriva comportamentului pe care l-a avut la un moment dat președintele țării cu acele jigniri pe care vi le amintiți. Nu e cazul să reiau ce fel de jigniri ne-a adus domnul Antonescu, pentru că, repet, aș vrea să nu mai discut despre aceste lucruri, ci să încercăm să ne întoarcem cu toții la discuțiile pe teme economice. A funcționat vreodată alianța de centru-dreapta? Ați avut proiecte împreună și ce a stat la baza acestei alianțe? Da, a funcționat foarte bine cât am fost în opoziție. Practic am militat în opoziție și noi și liberalii și domnul Antonescu pentru acele priorități și dacă vă amintiți, poate că a fost pentru prima dată când la semnarea unui protocol politic al unei alianțe politice în ianuarie 2011 n-au stat numai anumite negocieri, ci au stat anumite principii de guvernare. Sunt câteva lucruri pe care noi le-am trecut acolo și după aceea au fost preluate și în protocolul USL. Mă refer la reducerea TVA-ului la produsele alimentare, mă refer la neimpozitarea profitului reinvestit, măsuri pentru clasa de mijloc, măsuri. Deci sunt câteva lucruri care țin de ceea ce promovează Partidul Conservator. Familia, tradițiile, identitatea națională, lucruri, conservarea tradițiilor, lucruri la care ținem foarte mult și pe care am încercat să le avem și în Alianța de Centru-Dreapta și în Uniunea Social-Liberală. Ele au fost, cum să vă spun, măsuri la care am ținut foarte mult, am construit foarte mult împreună cu liberalii, cât am fost în opoziție. În momentul în care s-a intrat la guvernare, din păcate s-a produs o ruptură. Nu am vorbit niciodată despre ea pe larg, nici nu-mi propun să discut despre ea pe larg, numai că sigur că am o dezamăgire firească și până la urmă, fără să înțeleg foarte bine de ce s-a ajuns aici. Ați mai discutat în ultimile zile cu Crin Antonescu? Nu. Când vor continua negocierile pentru restructurarea guvernului? Oricând este nevoie și oricând se dorește, eu sunt deschis să discutăm absolut, dar cred că în momentul de față este o discuție mai mult instituțională. Sigur că trebuie, când vorbim de restructurarea guvernului, trebuie să fie o discuție la care să participe liderii celor 4 partide, dar când vorbim de propunerile PNL, este o problemă strict instituțională între șeful guvernului și președintele unuia dintre partidele care dorește să facă remaniere. Vă reamintesc că toate aceste discuții
au plecat de la propunerea de remaniere pe care a făcut-o domnul Antonescu și nu numai remaniere, ci restructurarea guvernului pentru că a schimbat oarecum funcția de viceprim-ministru care avea și o funcție de ministru de finanțe cu cea de ministru de interne.